am sala mea, mă! Bună dimineața, dragii mei, ce faceți? Bă, ce zi frumoasă, Doamne! Ne băgăm undeva aici să ne putem filma. Astăzi vom filma cum îmi construiesc eu o sală la țară. Nu uitați să lăsați un subscribe, să lăsați un like, să apăsați clopoțelul, așa mă puteți susține în mod direct. Și nu uitați să lăsați sugestiile voastre în comentarii. Astăzi vă vom prezenta niște super exerciții pe care noi le vom face la țară. O să fie ceva mișto, rămâneți aici. Bă, la cât de frumos este afară, deci uitați-vă ce peisaj minunat. Deci la cât de frumos este afară, bă, nici n-ai zice că se întâmplă ce se întâmplă în zilele noastre. Am plecat și noi ca VVV Brothers să mergem să construim sala nebună. Ne-am luat frumos și centurica și tot ce ne trebuie. Facem să fie bine, să iasă bine. Bineînțeles, am luat și câinele, să nu cumva să lipsească ceva din peisaj. Avem aici una bucată cauciuc. Vom folosi și un sac. Ăsta nu știu cât are, 5-7 kg vom folosi pentru triceps. Bună, cățelule. Ce faci tu? Fii celălalt. Băiat al meu. Asta e bună să te prefaci, frate. Ai făcut o flexiune cu greutate mare și ai strâmbat-o. Vom folosi lemnul ăsta ca spătar pentru banca de piept. Avem așa, bară pentru piept. Bam, check. Avem aici bară pentru biceps. Sau mai bine spus, bulamac pentru biceps. Avem aici discurile. Acesta este suportul meu de discuri. Și aici vine suportul meu pentru greutăți. Aici vom asambla frumos banca pentru piept. Bările noastre. Și eu plin de energie, pregătit să bag un super piept spate. Bă, mai trebuie un accesoriu pentru spate. Da, mă, mulțumesc că mi-ați amintit. You're welcome. Gata, îi dau. Îi dau. Deci cât de genial, nu vine să cred. Și avem și pietricele pe care le putem pune în cauciucuri ca să mărim greutatea. Și avem loc pe vară de cel puțin 4 cauciucuri. Deci mi se pare, bă, mai mult decât genial. Deci am făcut o bancă de piept. La banca asta de piept pot să fac și un bici pentru triceps. Deci ca să vezi. Și la banca asta pot să fac extensii de aici la frunte. Genial până aici. Bună, vrei să mă vezi cum trag? Am pregătit și noi aici bara de piept frumos. Avem 4 discuri cu apă în ele. Hai să vedem ce iese. Bă, sincer să fiu, chiar a fost solicitant. Wow, deci cum îmi simt pieptul. Deci nu vine să cred că am reușit să fac o bancă pentru piept din cauciucuri, o bară din fier, niște lăzi și bineînțeles mi-am pus și spătar. Deci am sala mea, mă! Avem și piept cu bulamacul. Hai să facem un pic de spate. Și în exclusivitate avem aici un super balaur. Outal. Boom! Să numărăm și discurile, nici nu știm să numărăm la câte sunt aici. 1, 2, 3, 4. Bine, bine! Uitați ce piept, ce izometrie. Superb exercițiu pentru biceps. Îți intră și antebrațul, deci e tot ce trebuie. Ai all inclusiv. Thank you.
Am terminat și cu un super antrenament astăzi. O să vă arătăm, bineînțeles, și cum am strâns aici, că avem sală portabilă, cum s-ar zice. O strângem, o asamblăm, o cărăm cu noi. Aici avem spătarul de la banca de piept, discurile, bineînțeles, suportul pentru banca de piept. Acela este bulamacul. Aici avem greutatea pe care am folosit-o la ramat, o putem folosi și la umăr și la triceps. Bineînțeles, am uitat să folosim sacul ăsta, stați că vă arătăm imediat la ce este bun ăsta. Și am luat sacul lui Moș Crăciun în spate și începem cu din astea. Bam! Hai! Bă, ce nebun sunt! Și cam asta a fost antrenamentul și construirea sălii noastre aici la țară. Sper că v-au plăcut exercițiile, sper că v-au plăcut cum am improvizat noi aici. Nu uitați să lăsați un follow pe pagina mea de Instagram, Emiluț www, cum zice Google Translate, sau Emiluț www, ca să vă fie vouă mai ușor. Să nu uitați să dați follow editorului meu intergalactic, Yankish Alex. Să nu uitați să dați follow fratelui meu pe Instagram. Să nu uitați să mă urmăriți pe pagina de Facebook, acolo voi posta vlogul, sugestiile și nebuniile, unde veți putea lăsa comentarii. Nu uitați să-mi lăsați un like dacă v-a plăcut, să nu uitați să-mi lăsați un subscribe, să prindeți clopoțelul ca să vă mai arăt nebunile mele pe care eu le fac. V-am pupat, eu am fost Emil.